ca să vedem, dar se vede că nu reiese ceea ce ar fi trebuit, adică în lună de înregistrare și deja nu a depășit termenul. Deci este o lună și două săptămâni în care nu am primit nimic. Și acum ei scotocesc număr de înregistrare, dar degeaba am scotocesc, fiindcă... Deci de o lună ți s-a întâmplat furtul cel în gara, ai sesizat poliția, da, de o lună și ei încă nu au înregistrat plângerea. Nu, aștept acum, am scurios de astea și stau de dimineață, de la ora 8 am lucrat aseară și stau de la ora 8 până acum, este ora și acum e 10, două ore. Aștept ca să vedem dacă găsești ceva. Da. Sper că este chiar persoana care caut acum, chiar nu i-am făcut. Și din câte am înțeles, că m-o și mințit. El a spus că nu este șef de poliție. Uh-huh. Este agent de poliție. Acum el se dă că este șef de poliție. Șeful poliției care din gara de nord, da? Care răspunde. Păi acolo văd că e afișată, nu? Lista șefilor. Da, asta este cu cei de la minister, la Arafat și... Ah, am înțeles, dar de aici din secție nu-i nimeni, nu, da? Nu, de aici nu. Uite, șef de secție. Transporturi București. Nu, el e Vulpe. Da, comisar șef. Petrache. E, nu știu oricum. Și asta ce se va întâmpla, pentru că se pare deja de plasat situația de lună și asta nu dai... Și le-am solicitat, deci dați-mi prin e-mail. Are e-mail, număr de telefon. Au trecut o lună, zic, băi, îi lăs, suntem în unde. Acum, ce să aflu? Că ei nu au făcut nimica și ca să... Deci nici o speranță să-ți mai găsești bagajul, dacă ei nici nu... Nu, am întrebat dacă ei nu găsesc plângerea. Deci, nu, dar nu plângerea. Am întrebat, deci, pe camera de filmat, știi ceva, aveți imagini, o scână. Dom'le, dar poți să nu fii cu camera, deci eu m-am văzut pe mine când poliția m-a legitimat, m-am văzut, am intrat acolo în partea aceea, deci nu aveam... Dar unde este camera? Aici? Aproape? Nu, în fața... La peroane acolo, da? Nu, în fața casei de bilet. O să mergem și o să vezi camera care m-am văzut exact cum m-am legitimat, am venit, m-am arătat la... Dar nu reies în momentul când aveam eu bagaj la ora 5 până la ora 9 în stat. Deci ce le convine lor este pe camere, da? Da, nu este filmarea aceea când eu eram de la ora 5. Și norocul meu că le-am arătat biletul de transport, că l-am online, l-am trimis la cineva și am telefon. Că nu mai țineam exact minte data. Și acum au încercat să caute ei, dar nu... Nu redă ceea ce vreau eu. Deci încearcă să spun că nu-ți găsești. Dom'le, filmările, eu știu că sunt stocate. Deci eu nu am venit după 6 ani. Am venit... Probabil nu sunt stocate mult timp. De aceea ai scris plângere imediat ca ei să identifice imaginea aceea și să o păstreze. Dacă n-au păstrat-o, deja o să fie vina lor și complicitatea lor cu hoții. Da, dar ideea este că eu am venit a doua zi. Și filmarea ar fi trebuit să fie. Da, exact, sigur, se păstrează mai mult deci, de o zi, o lună, cred. Nu o găsește, s-au uitat, nu o găsește, dar în momentul când ei mă legitimau, s-au găsit. Deci, și aștept acum speranța, sau de dimineața am lucrat de seară și aștept să vedem, poate dă Dumnezeu să găsați ceva. E, Dumnezeu, aici un șef trebuie să decide cineva, ori o șefă. Nu, este șeful care de multe am auzit că eu nici nu l-am cunoscut că era pe el și spunea că el este șeful și acum așteaptă să dea telefon și trebuie să vadă unde îi găsește. Deci eu am convingerea că RTA nu este nici înregistrată, nici la un actor. Am convingerea asta. Că de un răspuns, asta îmi spun că vă expira termenul, mai faceți una, dar mai fac. Pentru că nu pot să lăs așa ceva. Deci... Și plus, mă uit așa, sunt niște abuzuri, chiar și dimineața am întrebat frumos, domnule, cu cine? Eu am sunat ieri. Deci am sunat ieri, dacă știți ceva, dacă există. Veniți la noi. Am venit, m-am conformat. Am venit dimineața, m-am ieșit la serviciu, am venit direct aici la ora, chiar la ora 6 ieri și zic că am stat aici. Am venit și un agent polițist, că ăsta e ăla activistul civil care are polițiști. Zic, da, eu sunt. Dacă nu știți, eu sunt ăla. Sunt. Și aici și crezi că îți fac asta pentru că ești cunoscut? Nu, deci mă simt că nu ar vrea să facă nimic pentru că sunt activist. Din contră, poate, pentru că ești cunoscut, ar fi trebuit să facă ceva, să arate că poliția e eficientă și să vadă public. Ar fi trebuit să fac, dar ei să în mod normal. Pe lucrurile astea, deci li se pare un joc sau nu știu cum. Dar oricum, speranțe în poliție, zero. Speranțe care ei să fac ceva, zero. Deci nu știu la ce mai avem camerele de filmat, mai degrabă să ne scoatem că n-ajută la nimic, doar
crimele și ceea ce vor ei, să fie în folos favorabil lor, dar pentru noi, un om de rând, și nu a fost ideea că aveam lucruri acolo, haine și ceea, aveam lucruri pentru telefon care suporturi, care au costat 800 de lei, deci ceea ce am avut, aia mi-a fost mai mare pagubă, suporturile cele pentru filmat, echipament. Asta mai mult, nu mi-a și prepunizez și suspectez că cel care ar fi luat sunt cei care le-am dat bani drum de la Bacău. Fiindcă eram cu doi băieți de la Bacău, care unul din ei intenționa să fure un telefon. Și mi-am dat seama, i-au trecut de două ori, o dată în col, o dată în coace, și mă gândesc că o fi văzut bagajul și l-o fi șutit. Și eu am plecat să văd, dar cumva îi vedeam pe ei, îi recunoșteam, fiindcă îi știam. Deci îi știam, dar probabil că nu vor. Deci tu i-ai ajutat și ei te-au furat? Da, eu bănuiesc. Că dacă aș fi văzut imagini, cu siguranță îi recunosc. S-ar fi confirmat. Dar bagajul tău era într-o zonă acoperită de camerele video? Da. A, deci ar fi trebuit să se vadă. Da, este în fața partea cealaltă, în fața camerei. Ceea ce este că n-au steag săracii, deci oamenii nu sunt patrioți. Oamenii nu sunt patrioți, ei... Ei, lasă, că ei nu se... Instituția aparte, sunt în gară și la gară cred că este drapel undeva afară, nu? E animat, undeva. Undeva e animat.